Hello și bine v-am regăsit la un nou clip din seria de vară. Astăzi vreau să vorbim despre îngrijirea corpului, deoarece a venit căldura, începem să mai purtăm câte o bluză fără mâneci, un pantalon scurt, mergem la plajă și trebuie să avem grijă ca pielea noastră să arate cât mai bine. Nu am să vorbesc de nutriție și sport, nu sunt de domeniul meu, vreau să vorbesc strict despre îngrijirea aceasta de suprafață, ca să-i spun așa, să vă arăt cam ce pași folosesc eu și cam ce produse. Vreau să fie un clip cât mai scurt, așa că hai să începem. Primul pas pe care nu am să insist, dar vreau totuși să-l menționez, ține de partea asta de curățenie, da, de spălare, dușuri, băi, în special acum vara când transpirăm atât de mult și atât de des, dar presupun că toată lumea știe deja asta și toată lumea se spală, sper. Așa că am să trec la următorul pas și anume exfolierea. Ok, după ce ne-am îndușuit bine, consider că partea de exfoliere este foarte importantă pentru că 1. Îndepărtează pielea moartă care se vede foarte urât și inestetic, mai ales acum vara când ne expunem mai tare corpul și 2. Ajută la scoaterea la suprafață a celor fire de păr crescute sub piele, dacă aveți așa ceva, bineînțeles, eu am, din cauza epilării. Într-adevăr, sunt și fire destul de încăpățânate care nu ies printr-o simplă exfoliere, am și eu destule specimene de genul, însă mai sunt fire care sunt ceva mai la suprafață și în cazul acestora funcționează metoda asta de exfoliere. Exfoliantul pe care îl folosesc eu de mult, mult timp este acesta de la Sabon, nu neapărat aroma asta cu Green Rose, dar în general exfoliantele de la Sabon îmi plac foarte mult. Și partea bună la aceste exfoliante de la Sabon este că ajută și pe partea de hidratare pentru că au ceva uleiuri în compoziție. Asta mai ales dacă nu vă place să folosiți o cremă specială pentru corp, dar ajungem și acolo, ceva mai încolo. Eu le recomand pe astea le folosesc. Am mai folosit și de la The Body Shop și alea sunt ok. Astea sunt însă ceva mai grunjoase, mai puternice, ca să zic așa. Dar sunt o grămadă de exfoliante pe piață, trebuie doar să găsiți ceea ce vă place vouă. Apoi, după ce ne-am spălat și ne-am exfoliat, urmează partea ceva mai dureroasă pentru unele dintre noi, pentru unele nu e chiar așa de dureroasă, depinde ce metode folosiți, și anume epilarea. Sunt femei care nu se epilează și e perfect ok așa, dacă ele sunt ok cu treaba asta, e foarte bine, însă eu nu pot să stau așa și trebuie să mă epilez. Folosesc mai multe metode în funcție de zona corpului, ca să spun așa, și anume, pe partea de picior de la genunchi în jos, folosesc epilatorul, am un epilator de la Braun, foarte vechi, îl am de când am terminat clasa 12-a, deci de vreo 13 ani. Wow, mai bine nu spuneam treaba asta. Da, e foarte vechi, dar încă funcționează foarte, foarte bine. E de asta simplu, clasic, care și cablu. Nu e fără fir, nici nu știu dacă erau pe vremea aia epilatoare fără fir sau ceva de genul. În fine, pe asta îl folosesc pe partea de jos a picioarelor, ca să spun așa, de foarte mulți ani. Și din cauza ăstuia îmi cresc firele sub piele. Dar e metoda cea mai bună pentru mine, pentru această zonă, pentru că e singura cu care îmi crește ceva mai greu părul, tot trebuie să mă epilez o dată pe săptămână, dar e mai ok decât cu lama sau cu o cremă depilatoare. Pe partea de sus a picioarelor și pe tot restul corpului folosesc clasica lamă, bic, cum vreți să-i spuneți, dar câteodată mai folosesc cremă depilatoare sau benz, unde sunt? Benz de genul acesta. Aceste benz sunt nou apărute la Farmec, sunt cu ceară gel și ci că nu trebuie încălzite înainte de folosire. Știți că de obicei aceste benz trebuie ușor încălzite în palme înainte să le folosești, ci că nu e cazul cu astea. Am zis, sunt noi, nu le-am folosit încă, dar am să văd care e treaba cu ele. Au ceva ceai matcha și bambus și sunt pentru piele sensibilă. Oricum, genul ăsta de benz le folosesc destul de rar. Cel mai des, v-am zis, folosesc ori bicul, ori acea cremă depilatoare, însă bicul este la putere. Această metodă funcționează cel mai bine pentru mine, mai ales că e cea mai rapidă atunci când sunt pe fugă, însă voi aveți o grămadă de metode din care puteți alege, de la benz, creme depilatoare, role din acelea cu ceară. Trebuie doar să găsiți, dacă n-ați găsit-o deja, să găsiți metoda care vă priește vouă cel mai bine și care funcționează și pentru pielea voastră și pentru timpul vostru. Era să uit, pentru epilarea aceasta cu bicul folosesc genul acesta de produs, este un gel spumă, acesta este de la Douglas și e foarte, foarte mișto, e foarte densă spuma, e nevoie de foarte puțin pentru o zonă destul de mare și eu am avut în trecut, nu mai știu, de la alte firme din Veia și am mai avut ceva de la Balea, cred, însă la acelea spuma era foarte,
aerisită, ca să spun așa, nu știu cum. Se ducea foarte repede, însă asta v-am zis, e densă, e foarte mișto, chiar îmi place mult. Eu am varianta mică de 75 ml, însă, având în vedere că nu trebuie mult produs, cred că o să mă țin destul de mult. Mai aveți variante LDM, știu că sunt spume special pentru ras, nu sunt spumele acele pentru bărbați, sunt și spume pentru femei. Puteți să le folosiți și pe acelea. Ideea este să nu vă epilați pe uscat, ca să spun așa, sau doar cu pielea umezită. Aveți nevoie de un produs de genul ca să mai moaie și firul de păr și ca să facă tot procesul mult mai simplu. După epilare, de obicei folosesc o apă termală, pe care am uitat să o aduc, dar v-am arătat și în clipul acela cu produsele esențiale pentru vară cam ce folosesc. Momentan mă am pe cea de la Amy Plant și am luat încă una tot de la Amy Plant, că am găsit-o în Oșan, era acolo și am luat-o, dar puteți folosi, bineînțeles, ce apă termală vreți voi. Sau mai sunt acele produse tip balsam după epilare, știu că cei de la Farmec au așa ceva, posibil să mai fie și prin DM și la alte firme, nu zic nu, dar eu pe cele de la Farmec le știu. Aceste produse conțin ceva ingrediente care calmează pielea și iritațiile care inevitabil apar după epilare, dar și hidratează pielea. Și aici am ajuns și la următorul pas, și anume hidratarea. În zilele în care nu mă epilez, folosesc ceva creme, loțiuni mai parfumate pentru corp. Nu recomand astfel de creme imediat după epilare, pentru că e posibil să vă irite și mai tare și probabil, de fapt, cu siguranță nu cred că vreți chestia asta. Așa că eu folosesc aceste creme în zilele în care nu mă epilez ca să nu am probleme. Știu că e destul de dubioasă treaba asta cu hidratarea corpului pe timp de vară, pentru că transpirăm oricum și dacă mai aplicăm și o cremă de corp, ni se pare că suntem și mai lipicioase și că pielea e și mai încărcată. Sincer, nici eu nu suport mereu cremele de corp pe timp de vară, mai ales unturile de corp, acele de la The Body Shop, deși am să vă arăt un astfel de produs. Este acesta, da, este din gama de iarnă, din colecția de iarnă, dar are mentă în compoziție, așa că mi s-a părut foarte ok și pentru vară. Încă pot să folosesc acest produs. Pentru mine este ok, chiar dacă este un unt de corp și este destul de gras, însă când o să dea căldurile alea mari, o să-i spun la revedere, pentru că nu o să-l suport cu siguranță. Însă trebuie să ne hidratăm cumva pielea ca să arate cât mai bine atunci când purtăm haine mai dezvelitoare. Și am câteva opțiuni pentru voi. Prima ar fi să ne hidratăm pielea direct din duș, ca să nu mai avem probleme după aia. Și în acest sens recomand un ulei de duș. Eu momentan mai am foarte puțin din acesta de la Sabon. Astea sunt foarte faine de la ei, mai ales dacă le prindeți la acele reduceri de Royal Passport Day. Mai am un ulei de duș de la L'Occitane. Este acesta cu migdale, da? Este una din gamele mele preferate de la ei. Ăsta e ceva mai fain decât cel de la Sabon, însă prețul este mult mai mare. Dar e mișto tare. Acest tip de produs chiar lasă pielea hidratată și nu mai aveți bătăi de cap după aia să aplicați creme de corp sau alte nebunii care să vă încarce și mai tare pielea. A doua opțiune ar fi cea pe care am menționat-o și mai la început, cea pe exfoliantul. Acesta are ulei în compoziție și la fel lasă pielea foarte hidratată, foarte fină și nu mai aveți treabă după aia să aplicați cine știe ce alte creme de corp. Sau această metodă mi se pare mai bună și mai eficientă chiar decât cea cu uleiurile de duș, mai ales că este 2-in-1, vă și exfoliați, vă și hidratați pielea, însă trebuie să aveți grijă să alegeți un exfoliant care are și uleiul în compoziție, pentru că sunt și exfolianți care sunt ceva mai uscați, ca să spun așa, dacă pot să mă exprim așa, și aia nu știu cât ajută la partea de hidratare, dar dacă are ceva uleiuri în compoziție, atunci e ok. De asemenea, tot pentru hidratarea pielii pe timp de vară, recomand acele loțiuni de corp care se folosesc direct sub duș. Știu că cei de la Nivea aveau ceva de genul, cred că încă mai au, nu știu, că n-am mai văzut de mult, dar am folosit și eu în trecut și sunt foarte ok. Am mai văzut și la Balea, în DM. Deci aveți de unde alege și aceste produse mi se par perfecte pentru vară. Și tot de la Balea am folosit acum ceva ani o loțiune de corp tip spray. Venea într-un recipient de genul acesta, ca acesta de la spumă, și era foarte, foarte lejeră și perfectă pentru temperaturi înalte. Cred că încă se mai găsește, dacă nu chiar varianta aia, probabil au adus alte variante. Știu că mai sunt și loțiuni de corp tip spumă, care la fel sunt mai lejere și perfecte pentru vară. Oricum, am scris despre acea loțiune tip spray de la Balea acum ceva ani pe blog. Dacă nu uit, o să vă las link-ul în descriere ca să vedeți despre ce este vorba. Și am ajuns și la ultimul pas, după ce ne-am spălat, ne-am exfoliat, ne-am hidratat și arătăm ca niște zâne, urmează un pas de care foarte multă lume uită, și anume aplicarea SPF-ului și pe corp. Da, aplicăm în fiecare zi SPF pe față, însă corpul
Nu e nostru, nu, nu aplicăm SPF pe el, în cel mai bun caz aplicăm SPF când mergem la plajă. Însă, nu e chiar așa. Atâta timp cât te expui la soare, chiar și atunci când mergi pe stradă, trebuie să folosești SPF, măcar pe zonele care sunt expuse, pentru că soarele nu și-a liber, nu se gândește că, a, nu ești la plajă atunci, am să te las în pace azi. Nu, soarele te prinde oricum. V-am zis, eu folosesc SPF în special pe brațe și pe decolteu și dacă am picioarele descoperite, folosesc SPF și pe picioare. După cum am menționat și în clipul cu produsele esențiale pentru vară, momentan am acest SPF de la Gervital Sun, însă recent am primit de la Evroche gama lor solară și l-am pe acesta cu SPF 50, încă nu l-am folosit, nu știu cum este, dar după ce e gata acesta și nu mai e mult din el, am să trec la ăsta. Aceștia sunt pașii pe care îi folosesc eu, ar mai fi unul care este opțional, eu nu-l folosesc, dar poate pe voi vă interesează, și anume aplicarea autobronzantului. Dacă nu vă place să stați la plajă, dar vreți totuși să aveți acea piele bronzată, sărutată de soare, cum se spune, puteți folosi autobronzant. Aici nu știu ce recomandări să vă dau. Știu că Vita Liberata este un produs, mă rog, este un brand foarte cunoscut pe nișa aceasta de autobronzante, dar nu am folosit, așa că nu fac niciun fel de recomandare. Dacă vă interesează acest tip de produs, puteți să căutați oricând pe net review-uri ca să vedeți ce vi s-ar potrivi mai bine. Cam asta a fost și despre îngrijirea corpului pe timp de vară. Sper că v-a inspirat, ajutat cumva acest clip. Dacă v-a plăcut, ca de obicei, nu uitați să-i dați un thumbs up, nu uitați să dați un subscribe dacă sunteți noi pe aici și ne auzim la următoarele clipuri din seria de vară, pentru că încă nu este gata. V-am pupat! Pa!